creștini, este într-adevăr o mare bucurie pentru noi toți în această frumoasă și strălucitoare zi să trăim momentul sfânt al Zilei Naționale. Ziua Națională a României trebuie să ne aducă în cugete și în inimi două noțiuni de importanță covârșitoare pentru sufletele, pentru gândirea și simțirea noastră, și anume libertatea și unitatea spirituală și națională. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ziua de 1 decembrie reprezintă momentul în care ne sărbătorim țara, strămoșii, istoria, bunele și relele și implicit pe noi. Ziua în care bătrânii rememorează istoria țării și o povestesc copiilor. Ziua în care toți suntem mândri de ceea ce înseamnă român. Pentru a marca această zi, autoritățile locale și județene, militari, pompieri, jandarmi, forțe de ordine publică, precum și oameni de rând s-au alăturat pe platoul din fața prefecturii, unde au fost rostite alocuțiuni, urări de bine și la mulți ani. 1 decembrie reprezintă ziua de unitate, ziua de suflet, ziua națională a României. Trei simboluri are România la care nu poate renunța în niciun chip. Ziua națională, steagul României și imnul de stat. Cu atât mai mult aici, la Târgoviște, care alături de Alba Iulia și Iași, reprezintă adevărate catedrale ale neamului românesc, monumente de românism, acolo unde s-a făcut istorie. Și de aici, la Târgoviște, să nu uităm că a plecat prima dată Unirea. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut ceva bun pentru județul Dâmbovița și fiindcă este ziua națională, lansez un mesaj de unire și solidaritate cu ocazia sărbătorilor de iarnă tuturor dâmbovițenilor, ingineri, profesori, militari, preoți, arhitecți, maestri, tuturor celor care doresc binele dâmbovițenilor. Este ziua în care fiecare ne spunem la mulți ani române. Este o zi pe care trebuie să o sărbătorim ca atare și în afară de semnificația istorică, în fața căreia cu toții trebuie să ne plecăm cu fruntea până la pământ, să nu uităm că trebuie să privim cu optimism către viitor, să nu uităm că suntem români liberi care merităm să ne bucurăm de fiecare zi națională și faptele înaintașilor noștri fiind astăzi un exemplu remarcabil pentru întreg poporul român. În procesul unirii, armata română a avut un rol important, ea asigurând climatul de exprimare liber al populației din aceste locuri. În memoria celor care au luptat și au căzut pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării și a griei strămoșești, au fost depuse coroane de flori la monumentul eroilor din fața prefecturii Dâmbovița. Depune coroane de flori delegația prefectului județului Dâmbovița. Depune coroane de flori delegația Consiliului Județean Dâmbovița. Seria manifestărilor a fost încheiată cu defilarea gărzii de onoare.